O nouă gafă a președintelui american Joe Biden. În timpul unui discurs, liderul de la Casa Albă a citit și indicațiile scrise de personalul său în prompter. Joe Biden vorbea despre protejarea drepturilor femeilor când a citit și sfârșitul citatului. Repetă propoziția. Ulterior, președintele american s-a încurcat și în ceea ce citea. Este de remarcat faptul că procentul femeilor care se înscriu pentru a vota și votează este în mod constant mai mare decât procentul bărbaților care fac acest lucru. Sfârșitul citatului repetă propoziția. Femeile nu sunt lipsite de electorat sau de putere politică, ca să fiu precis, a spus Biden în timpul discursului său. Teleprompterul îl instruise să repete propoziția. Femeile nu sunt lipsite de putere electorală sau politică, o propoziție pe care a rostit-o pentru prima dată cu câteva clipe mai devreme. Repeat the line. Women are not without electoral and or political or maybe precise not and or political power. Eroarea lui Biden în timpul discursului său a stârnit diferite reacții pe Twitter, unii criticându-l pe președinte pentru greșeală. Biden este atât de depășit că va citi literalmente orice este pus pe teleprompter în fața lui. Sfârșitul citatului, repetați propoziția, a scris pe Twitter editorialistul Tim Yang. Clay Travis a postat pe Twitter: Joe Biden citește din greșeală indicația teleprompterului care îi spune să repete propoziția, doar că situația continuă să se înrăutățească. Mai avem cu adevărat 30 de luni de asemenea lucruri.